Claudia Constantinescu a ajuns astăzi în Zalău după ce a participat împreună cu echipa națională Under-19 la campionatul european de handbal desfășurat în Danemarca. De astăzi, Constantinescu va intra la antrenamente sub conducerea profesorului Tadic. Jucătoarea născută în 1994 a obținut împreună cu naționala României Under-19 locul al cincilea la campionatul european după ce a învins Suedia cu scorul de 30-24, iar mai apoi în meciul decisiv pentru locurile 5-6, tricolorele au învins selecționata țării Lalelelor Olanda cu scorul de 31-26. V-am spus că suntem într-un proces de finalizare a lotului. Perioada de transferări ține până la 1 februarie, deci până începe returul campionatului următor. Deci poarta la echipa la HC Zalău este deschisă și pentru ieșiri și pentru sosiri. Încercăm să cheltuim cât mai eficient banii, să nu aruncăm gen modul cum am văzut sau ce se întâmplă pe la alți vecini de-a noștri prin alte curți unde au cheltuit pe o jucătoare cam cât am cheltuit noi pe 4-5 jucătoare, dar nu se vede ca eficiență și cred că nici nu se va vedea pentru că abordarea e de așa manieră și nu are prioritate performanța acolo. Claudia Constantinescu a fost adusă de la Clubul Sportiv Școlar Caracal, împreună cu care a reușit să ajungă campioană națională în anul 2008 la categoria junioare 3, iar în 2010 campioană națională cu junioarele 2 din cadrul CSS Caracal, fiind considerată la acest campionat cel mai bun interstânga. Celelalte rezultate ale naționalei la campionatul european au fost România-Norvegia 22-31, România-Franța 27-20 și România-Rusia 24-28.